Bună ziua, sunt Ion Armeanu și bine ați venit la O Cafea cu Prietenii. Dacă vă place postarea, aș aprecia mult dacă ați distribui și v-ați abona. Astăzi, o să vorbesc despre uh, faptul că trăim vremuri cu totul și cu totul fascinante. De ce? Pentru că, în zilele acestea, sunt și eu extraordinar de recunoscător și entuziast. De ce sunt așa? Pentru că lucrez la un proiect în care mă întâlnesc cu oameni deschiși, creativi, puternici și autentici. Simplul fapt că stau în preajma acestor oameni și sunt în contact cu ideile lor, cu strădania lor, cu visurile lor, este extrem de motivant. Dar e mai mult decât atât. Ideile pe care le-am descoperit împreună cu ei sunt bine fundamentate teoretic, dar sunt și simple, practice, la obiect și îmi dau siguranța că funcționează. Experiențele din care am învățat împreună au o valoare greu de evaluat. Ele sunt transmise prin multiplicare, prin expunere virală, la mii de oameni. Echipa aceasta a creat un model puternic, o cultură a cooperării în care egoismul nu are loc, în care succesul individual nu poate fi obținut altfel decât ajutând pe alții să aibă succes. Un model bazat pe multiplicare și pe expunere virală. Un model în care, în același timp, este simplu, dar și conectat la cele mai noi tehnologii de comunicare pe internet. Am certitudinea că acest model unic va aduce atât bunăstare la mii de oameni, dar și dezvoltare personală, înălțare spirituală și creșterea capacității de înțelegere a fenomenelor complexe ale lumii în care trăim. De ce trăim vremuri fascinante? pentru că mediul online crește rapid pe model Fibonacci și nu pe model exponențial, cum am văzut că foarte mulți oameni cred în mod eronat. Proiectele, afacerile, joburile remote au devenit un lucru comun. Infrastructura necesară pentru a pune bazele unui proiect sau unei afaceri poate fi găsită cu ușurință online. E mai simplu ca niciodată să încep propriul proiect, așa cum este și proiectul nostru. Sunt câteva argumente care explică tendința actuală. Șansa de a fi propriul tău șef, beneficiile ce privesc stilul de viață, mai mult timp la dispoziție, mai multă flexibilitate, un echilibru al vieții mai ușor de obținut, fără ore petrecute în trafic. Iată că acestea sunt câteva, și dacă mai punem și avantajele fiscale majore, șanse mai mari de a deveni liber financiar. Acestea se constituie ca argumente uh, extrem, extrem de serioase. Aceste argumente care sunt semnificative, le aș putea reformula mai scurt, mai scurt ca fiind libertate, stabilitate și echilibru. Dacă adăugăm avantajele noilor tehnologii de comunicare pe internet, la platformele de teleconferință, până la telefonia mobilă, Atât de avansată pe care o avem astăzi, obținem facilități care fac proiectele, cum este și al nostru, extrem de atractive și cu un potențial cum nu au avut niciodată. Sigur că idei și oportunități sunt multe și le putem discuta. Proiectul nostru, însă, poate fi una dintre ele. Meditați un pic asupra lor și solicitați informații dacă credeți că ați fi interesat. Dacă aveți vreo sugestie sau doar vreți să vorbim, aștept comentarii sau mesaje. Chiar m-aș bucura să știu că cineva a urmărit postarea, a înțeles mesajul sau, și mai bine, că am putut fi de folos. Vă urez mult succes și să auzim numai de bine. Dacă v-a plăcut, nu uitați să distribuiți!